ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde puteți să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi discutăm despre latura umană din fiecare dintre noi. Pentru că, după cum bine știți, după cum bine ați văzut pe toate canalele de televiziune din întreaga țară, Galați și Vaslui, cele două județe care au fost puternic afectate de inundațiile din ultima perioadă, sunt acum în mare dificultate. Acești oameni au nevoie de sprijinul fiecăruia dintre noi și dacă cumva avem dubii atunci când vine vorba de a-i ajuta, sunt convinsă, mulți dintre dumneavoastră se gândesc, sunt în capătul celălalt al țării, cu siguranță se vor găsi oameni care să îi ajute, nu trebuie să facem noi de aici, din Hunedoara, ceva pentru acești oameni. Ei bine, dacă toți ar gândi așa, aceștia nu ar mai fi, nu ar mai avea posibilitatea de a ieși din această situație critică în care se află. Vă reamintesc că au fost inundații puternice, a plouat și cu 235 de litri pe metru pătrat, cel puțin în județul Vaslui, cât ar ploua într-un an. Au fost mii de gospodării afectate, sute de persoane au fost evacuate din calea puhoaielor, iar acum ceea ce a rămas în urmă este greu de descris în cuvinte. Astăzi discutăm despre oameni și despre faptul că fiecare dintre noi poate contribui cât de puțin să îi ajute pe acești oameni să treacă peste această tragedie. Alături de mine astăzi este doamna Anemona Doda, președintele Crucii Roșii România, filiala Hunedoara. Bună ziua, bine ai venit! Bună ziua, bine te-am regăsit, bună ziua tuturor telespectatorilor care se uită la noi astăzi. Este dificil când avem astfel de subiecte, pentru că ar trebui să ne gândim că fiecare dintre noi poate fi în astfel de situație oricând. Cu natura e greu să ne punem, e greu să facem ceva atunci când vedem că, iată, puhoaiele vin înspre noi, dar nu trebuie să uităm de partea aceasta umană și că puțin cu puțin se face mult și oamenii aceștia pot să iasă așa măcar pentru o perioadă din această situație, pentru că sunt gospodării care au fost afectate în proporție destul de mare. Mâlul rămas în urma apelor este foarte greu de scos din aceste gospodării. Iată, avem acum în imagine, îți mulțumesc, Andra, sunt imagini care cred că au făcut un conjurul țării în ultimele zile. Acum a fost lansată o campanie de sprijinire a acestor oameni, în care și Crucea Roșie, evident, este implicată, așa cum o face, cred că, de peste 100 și vreo 60 de ani în România. Da, așa este, ai dreptate. Crucea Roșie este cea mai veche organizație umanitară din România și din lume, dacă nu mă înșel. Este o organizație care de-a lungul întregii istorii a României a fost deschisă pentru ajutorarea celor care au fost în nevoie sau pentru intervenția în situații critice sau atunci când ne-am confruntat cu războaie sau cu epidemii, voluntarii Crucii Roșii au fost implicați. Uneori, într-un fel mai discret, pentru că, vedeți, perioada comunistă, de exemplu, a venit cu un fel de uniformizare a societății și practic Crucea Roșie și-a pierdut din vizibilitate, însă încet, încet cred că oamenii înțeleg ce înseamnă Crucea Roșie și cum poate ajuta. Așa cum foarte bine ai punctat, empatia și compasiunea practic dă măsura unei societăți și a evoluției unei societăți. Când
Vedem asemenea tragedii, cum vedem că s-au petrecut în Galați și Vaslui, și nu este prima oară când comunitățile din România se confruntă cu așa ceva. Nu putem rămâne nepăsători și este normal să fim așa. Crucea Roșie Română, prin filialele din Vaslui și Galați, încă de la primele ore ale producerii acestui dezastru s-au mobilizat și au oferit produse de necesitate urgentă, adică apă sau alimente, însă în acest moment sigur că lucrurile au fost preluate la nivel național și oamenii din zonele respective sunt asistați de instituțiile statului în principal, și ați văzut, există posibilități de cazare. În prima fază sigur a fost vorba despre salvarea vieții oamenilor și a fost o luptă contra cronometru pentru extragerea din zonele periculoase a oamenilor din acele localități lovite de ciclonul Boris. Dar ulterior instituțiile statului s-au mobilizat și asigură în zona respectivă cazarea, hrana, distribuția de apă, distribuția de materiale de primă necesitate, însă întotdeauna există loc sau există nevoi care sunt pe un termen scurt la un nivel destul de ridicat. Și sigur, toată societatea civilă, toți împreună putem ajuta ca acești oameni să treacă mai ușor peste aceste momente foarte, foarte dificile. Este vorba despre casele lor care au fost distruse, este vorba de bunurile care le-au fost provizii absolut, exact, tot da, absolut fost măturat de ape, din absolut păcate. Tot este distrus. Însă trebuie să înțelegem că în acest moment acele comunități au nevoie temporizat de anumite articole, de anumite obiecte. De exemplu, în această fază trebuie spus că în zonele afectate există un centru județean, sau zice, există centre județene de conducere și coordonare a intervenției care centralizează toate aceste nevoi ale oamenilor, și în acest moment, pentru următoarele zile, oamenii din acele zone au nevoie să își curețe locuințele și gospodăriile de mâl și au nevoie de roabe, de mături, de cizme de cauciuc, de saci. Acestea sunt nevoile urgente. Găleți, sigur, acestea sunt nevoile lor urgente și trebuie să înțelegem că există o coordonare națională pentru aceste nevoi. De asemenea, Crucea Roșie Română se alătură acestui efort al autorităților și a deschis conturi în lei și în valute importante. Conturi pe care pe parcursul acestei emisiuni le veți vedea pe ecran, și cei care doresc să sprijine financiar cu orice sumă o vor putea face la unul dintre conturile pe care o să le vedeți pe parcursul acestei emisiuni. Este foarte simplu, este un sistem modern până la urmă, practic cu un click pe telefon. Și mult mai rapid. Și mult mai rapid și mult mai eficient, pentru că din acele fonduri pot fi achiziționate rapid obiecte sau lucruri sau servicii de care au nevoie acei oameni acum, în acest moment. De asemenea, pe lângă aceste conturi, Crucea Roșie la nivel național, deci în toate județele, și practic există filiale ale Crucii Roșii în toate județele României, s-a instituit o bancă a alimentelor și a produselor de igienă în fiecare magazin Carrefour din această țară.
Deci toți cei care sunt la cumpărături și doresc să contribuie și ei o vor putea face în aceste lanțuri de magazine în întreaga țară și cu siguranță acele alimente vor ajunge la beneficiari. E foarte important că ai subliniat puțin mai devreme necesitatea oamenilor de acum, în această săptămână, ce au nevoie. Am văzut destul de mulți primari și din județul Hunedoara care au făcut deja apel către cetățeni, către populație de a veni în sprijinul acestor oameni și am văzut mulți dintre ei au trecut acolo pe acea listă de nevoi, alimente, conserve, pături, perne și așa mai departe. Sunt binevenite probabil și aceste produse care se strâng, doar că în această săptămână nu este prioritar, să înțeleg. Da, gândiți-vă că acei oameni nu mai au casă, nu mai au dulap, nu mai au unde să, dacă noi le oferim articole de îmbrăcăminte sau pături, ei practic nu mai au un nu dulap. Nu au ce să facă cu ele acum. Da, nu au un dulap în care să-și pună acele obiecte, acele articole de îmbrăcăminte sau nu au un pat pe care să pună pătura sau perna respectivă. În acest moment, în ceea ce privește capacitatea de adăpostire, lucrurile sunt rezolvate. Adică există atât tabere pentru sinistrați, există locații unde pot fi cazați, există containere unde pot fi acomodați oamenii. Nu de aceste lucruri au nevoie acum. Din rezerva de stat s-au asigurat toate aceste lucruri, atât alimente, cât și spații de cazare dotate cu pături, perne, sisteme de încălzire și tot ce înseamnă practic o viață asigurată la nivelul basic. Îmi povestea cineva zilele trecute despre o altă campanie de acum poate mai bine de 10 ani în care s-au strâns oamenii cu bună credință, au donat alimente, au donat articole de îmbrăcăminte și cineva care a însoțit acel transport povestea că în momentul în care a ajuns în zona afectată a văzut munți de saci cu haine. Vă dați seama că pentru acele comunități care oricum se confruntă cu o problemă de gestionare a situației să mai trebuiască să rezolvi sau să gestionezi și problema unor, pentru că în momentul ăla devin deșeuri textile, să mai trebuiască să cheltui ca să le distrugi sau să le distribui. Iată că din dorința de a ajuta putem crea o problemă și de aceea se trece foarte ușor în partea cealaltă, da. Exact, și de aceea să invit uităm atât pe oameni cât și autoritățile înainte de a solicita comunității sprijinul pentru oamenii din Galați și Vaslui să se informeze cu privire la nevoile lor și există o mulțime de instrumente, chiar ieri instituția prefectului a trimis către toate primăriile și toate deconcentratele o adresă prin care stipulează ceea ce este nevoie în acest moment în zonele respective. Și este nevoie de roabe, de găleți, de mături, de cizme, de saci din plastic. Unde pot fi aduse toate aceste bunuri? Pentru că sunt convinsă că măcar câțiva dintre cei care ne urmăresc vor dori să contribuie cu astfel de lucruri de care au nevoie și să știe la cine apelează. Dacă doresc ca fondurile lor să fie folosite pentru aceste obiecte, În momentul în care fac o donație pe aceste conturi pot scrie vrem să donăm pentru ce anume vrem să donăm pentru ajutorare, dar vrem să se cumpere aia și aia, dar putem scrie. Deci se poate, da. Pot specifica dacă vor. Da, iar dacă vor să facă în natură, să zic, aceste donații, Crucea Roșie, filiala Hunedoara, în sediul ei de pe Alea Viitorului din Deva, Alea Viitorului numărul 4, are un depozit care este deschis zilnic între orele 8 și 13. Iar transporturile spre Galați și Vaslui se fac
în funcție de numărul de articole donate de către cetățeni. Exact, dar vă dați seama că este mult mai rapid să donăm fonduri, să donăm fonduri în aceste conturi, pentru că prin acele fonduri noi putem avea un impact rapid exact acolo unde este cea mai mare nevoie de ajutorul nostru. Trebuie spus că societatea s-a schimbat în felul acesta și avem aceste instrumente moderne, noi, de a ajuta. Am văzut acest stil inclusiv la intervențiile sau, mă rog, după producerea cutremurului devastator din Turcia. La fel, s-a ajuns la concluzia că este mult mai eficient să direcționăm fonduri care pot fi utilizate rapid. Este cea mai optimă variantă, cel puțin în situația sau în cazul nostru sau altor județe așa mai din vestul țării, pentru că să parcurgi atâtea sute de kilometri până în Galați, Vaslui, da, trece o perioadă destul de mare de timp. Avem sau aveți programul și pentru următoarele săptămâni, având în vedere că vor fi cu siguranță și sunt deja, iată, făcute apeluri pentru a strânge și haine și alimente și alte produse, ce urmează să fie prioritar pentru acești oameni? Probabil că în următoarea săptămână vor fi foarte importante articolele de igienă. Sigur că după un asemenea eveniment riscul unor boli este foarte mare și intră în scenă specialiștii de la DSP care vor începe curățarea fântânilor și vă dați seama că este un proces atât de anevoios și de lung de a pune pe picioare o comunitate care în acest moment este spulberată. Este spulberată și, vedeți, este foarte important în contextul ăsta starea mentală a oamenilor și cine le dă speranță și cum ajung ei să se reconstruiască mental după așa ceva. Și e nevoie inclusiv de așa ceva, de specialiști care să... Și Crucea Roșie are asemenea oameni pregătiți care să poată inclusiv să stea de vorbă cu oamenii, să... Se întâmplă acest lucru acum? Sunt specialiști din cadrul Crucii Roșii care sunt acolo în teren? Eu sper că da. Și să știți că în aceste momente inclusiv o vorbă bună, inclusiv idee că până la urmă important este că au scăpat viața. Cu viața și viața este cel mai important lucru din lumea aceasta, viața noastră și viața în general este sfânt. Da, uneori reușim să conștientizăm acest lucru, alteori însă văzând, cum este și cazul a sute de oameni de aici din cele două județe, văzând că toată munca ta de o viață nu mai este, e destul de greu să te repui pe picioare și să nu uităm, sunt foarte mulți care au o vârstă destul de înaintată și e greu să se mai gândească acum că da, se va rezolva totul, o vom lua de la capăt, iar acești oameni au nevoie de sprijin. Da, de și moral. De sprijin și moral și financiar. Credeți-mă că este la fel de, până la urmă, e la fel de important sprijinul mental, sprijinul psihologic, sprijinul emoțional ca și cel material în aceste momente. Nu este pentru prima dată când Crucea Roșie, filiala Hunedoara, se implică în astfel de cazuri. Frecvent faceți apel către populație pentru a veni în sprijinul unor oameni aflați în anumite etape destul de dificile din viața lor. Sunt receptivi hunedorenii atunci când vine vorba de a-i ajuta pe semenilor? În general, să știți că nația noastră este o nație de oameni inteligenți și cu un grad ridicat de empatie. Acum contează
Contează scopul, contează care este direcția, contează ce nevoie există, pentru că vedeți, într-o societate, și totuși, dacă stăm să ne gândim, societatea românească este o societate vătămată. A fost vătămată de regimul comunist, de perioada de tranziție. Au suferit mult românii. Au suferit mult și lucrurile acestea se văd, însă nu și-au pierdut empatia și compasiunea și dorința de a face bine și de a fi de ajutor. În acele conturi pot fi donate orice sume de bani, nu? Nu există... Nu există limită minimă sau limită maximă. Până la urmă și 5 lei și 10 lei, nu contează suma, contează intenția și gândul bun pe care îl transmitem către cei care au nevoie. Am întrebat acest lucru pentru că, cu siguranță, sunt oameni care poate nu au un venit atât de mare și se gândesc că cum să donez 20 de lei sau 50 de lei pentru că e mult prea puțin, dar iată că o puteți face și de cele mai multe ori parcă acei oameni care nu au venituri pic cu pic se face rai, cum da, se spune. Corect. De cele mai multe ori cei care nu au venituri atât de mari sunt cei care sunt mai darnici parcă în astfel de situații. Hai să nu facem așa diferențierea asta, că știți, sunt mulți care donează și care rămân, sunt oameni care rămân anonimi. Nu putem face diferențierea asta, să spunem că cei care suferă mai mult sau cei care sunt mai vulnerabili sunt mai darnici. Nu trebuie să punem etichetele astea. E bine că m-ai subliniat acest lucru și simt așa că vorbești din experiență cumva. Până la urmă, tot ceea ce face Crucea Roșie poate fi catalogat așa ca o experiență zi de zi, pentru că treceți așa de la o stare la alta și de la un caz la altul. Crucea Roșie este o organizație umanitară, așa cum spuneam, și umanitatea este largă, adică de la cursuri de prim ajutor, la campanii pentru încurajarea donării de sânge, avem această deschidere să ne uităm unde sunt nevoi în societate și unde putem și noi contribui. Până la urmă, asta este, cred că, esența voluntariatului sau esența unui om care vrea să aibă un impact în comunitate. Te uiți în jur și vezi unde sunt nevoi și cum pot eu să ajut. Și vă dau un exemplu, apropo de campania de încurajare a donării de sânge. Pe tot parcursul acestui an, de la 1 decembrie, de Ziua României, am început o campanie de jumătate de an pentru încurajarea donării de sânge, s-a numit Campionii Donării de Sânge. Am promovat în tot județul, prin subfilialele noastre, importanța acestui gest de a dona sânge. Și trebuie spus că la finele acestei campanii am ajuns la concluzia că numărul donatorilor de sânge s-a dublat. Deci atât că atunci când te uiți în societate și vezi care sunt nevoile și te gândești să ai o contribuție acolo, lucrurile se pot îmbunătăți și asta este în orice domeniu. Rezultat excepțional, având în vedere că de foarte multe ori cei de la Centrul de Transfuzie Sanguină se plângeau de faptul că nu există suficient de mulți donatori, că cererea de sânge este foarte mare și din partea spitalelor și să nu uităm, și au fost destul de multe accidente rutiere în care sângele era esențial și uite așa se mai plimbau de la un spital la altul pentru a putea să facă față solicitărilor. Asta ne-a impulsionat și pe noi, adică de fiecare dată când văd acele cereri pe Facebook, strigăte de ajutor pentru a atrage donatori. Oamenii încearcă toate variantele de a putea fi sprijiniți urgent, pentru că aici vorbim de urgență.
Exact, vorbim de viață și de moarte și vorbim despre un om care poate să-și ducă povestea mai departe dacă există pentru el o punguță cu acest lichid vital. Și este important de știut, apropo de sânge, știți că omenirea a tot găsit soluții artificiale, inimă artificială, pacemaker, transplant de organe. Sângele nu poate fi multiplicat artificial. Nu poate, deocamdată se fac studii de 20 de ani, de poate mai bine de 30 de ani. Și nu s-a găsit încă Nu s-a găsit încă soluția de a produce sânge artificial. Este o componentă atât de sensibilă și de subtilă a corpului nostru, care nu poate fi deocamdată înlocuită cu altceva. Sau să produci sânge, da, sânge artificial. Din sânge poți extrage anumiți compuși, plasmă și alte care pot lucruri fi, care se și întâmplă, care, lucruri care se și întâmplă. Exact. Dar să produci o substanță artificială care să fie un substitut al sângelui uman nu există. Cu toată tehnologia și cu toată medicina actuală. Așadar, rămânem la partea de empatie a oamenilor, exact, și dorința de a ajuta. Și să înțelegem cât de important este acest gest de a dona sânge. Este pur și simplu salvator de vieți la propriu. La propriu se întâmplă chestiunea asta. Iată, o campanie care a fost derulată cu succes în județul Hunedoara, da, și sperăm, care continuă. Da, și sperăm ca ecourile acestei campanii să se multiplice și să se alăture și poate alte ONG-uri sau societatea civilă. Vedeți, chestiunea asta legată de cum dăruiești, de cum ai un impact, de ce poți să faci tu pentru ceilalți, nu ține de instituții, nu ține de organizații, ține de alegerea fiecăruia dintre noi. Și în ceea ce privește ajutorarea sinistraților și în ceea ce privește campaniile de sânge, ține de ce avem noi în interiorul nostru. Am remarcat și de data aceasta, în ceea ce privește sinistrații și tragedia prin care acești oameni trec acolo la Galați și Vaslui, că inevitabil apar și unele răutăți așa gratuite din partea unora, în special în mediul online, pentru că acolo totul cumva este permis sau este așa mai la liber față de ceea ce facem noi la televiziune sau în presa scrisă. Și am văzut unele comentarii foarte răutăcioase cu privire la modul în care au fost cazați acești oameni. Și făceau referire la modul în care i-am ajutat noi, românii, pe cei care au venit din Ucraina la noi atunci când a început războiul la vecinii noștri și modul în care îi tratăm acum pe românii noștri, ca să-i citez pe cei care au avut astfel de comentarii destul de delicate, să spunem, mai ales în astfel de situații. De ce nu-i cazăm la hotel de 5 stele, așa cum am făcut cu cei din Ucraina și tot felul de astfel de comentarii? Cum am explicat acestor oameni această situație? Am văzut și eu aceste comentarii, le-am văzut expuse inclusiv de pe buzele unor oficiali, chiar din Parlamentul European. E an electoral, înțelegem anumite comentarii venite din partea unor astfel de persoane. Și vă dau un singur exemplu. Atunci când s-a pus problema evacuării oamenilor, au fost negocieri, am auzit prin intermediul mass media, au fost negocieri cu oamenii să coboare din pod și să fie duși într-o zonă sigură. Adică refuzau să părăsească, locuința. S-au instalat tabere de sinistrați în imediata apropiere a acestor localități lovite de
acolo unde locul, locația respectiv, și permis să fie instalate acele tabere. Unde a și permis într-o zonă mai înaltă, uscată și așa mai departe. Credeți. Să nu se înțeleagă după aceea că i-au pus în aceeași apă. Nu, de sigur. De asta specificăm, subliniem toate lucrurile, că cine știe ce alte comentarii mai apar ulterior. Atât tabăra de sinistrați, cât și tabăra de containere au fost aceste locații s-au stabilit în locuri sigure, mai înalte, uscate și, mă rog, cu posibilitatea de a ajunge în zona afectată sau la casa ta în cel mai scurt timp. Credeți că acei oameni care nu vroiau să coboare din pod în acea noapte în care viitura a ajuns la viața în care viitura a ajuns la 3 metri, 4 metri, cât am înțeles că s-a întâmplat, credeți că ar fi mers la Galați sau la Vaslui să se cazeze într-un hotel? Nu știu dacă ar fi făcut chestiunea puțin asta. Puțin probabil. Puțin probabil, pentru că ei vreau să fie în imediata apropiere a locuinței lor. Nu poți să iei și să-i obligi și să-i introduci într-un hotel. Ești de acord cu mine, nu? Adică trebuie să-și dea acordul omul respectiv să fie mutat, să fie dus într-o altă parte. Și știi ce e cel mai greu? Să te pui în locul, să te pui în papucii celui afectat. Adică dacă eu aș fi pățit chestiunea asta și casa mea ar fi fost distrusă, aș fi avut chef să mă duc la un hotel la 60 de kilometri depărtare? Aici e marea problemă, că am cam uitat să ne punem în papucii celui de lângă noi. Asta este, atunci, asta este primul exercițiu mental pe care trebuie să-l facem atunci când ne gândim să ajutăm sau când suntem tentați să judecăm. Pune-te în locul celuilalt. Este important este că acești oameni, pentru acești oameni s-au găsit soluțiile cele mai optime și soluțiile urgente care să fie. Și hai să ne înțelegem, acele corturi sau acea tabără de containere nu înseamnă că acele corturi sunt niște corturi prin care bate vântul. Sunt corturi profesionale care știu, pentru că provin din acea zonă, sunt dispuse cu, deci au la dispoziție sisteme de încălzire. Au la dispoziție sisteme de încălzire, există o zonă de luare a mesei, de toalete ecologice, de dușuri. Deci nu înseamnă doar niște corturi puse pe un câmp. Înseamnă, de fapt, un concept integrat de alimentație, de igienă, de somn și chiar de socializare. Ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei emisiuni și aș vrea să discutăm puțin și despre ceea ce se întâmplă în școli, pentru că educația, din punct de vedere sanitar, ar trebui să înceapă, cred că, de la creșă, grădiniță, ca să nu spun direct, din familie, din primii ani de viață. Mai sunt și excepții în care cei mici nu reușesc să învețe tot ceea ce ar trebui să facă din punct de vedere al igienei acasă, dar cred că și școala și anumite organizații, asociații, instituții pot contribui la acest aspect. Crucea Roșie intervine acolo unde este solicitată, să spunem, pentru a-i sprijini pe acești copii sau sunt poate solicitări venite din partea unor școli de a-i sprijini pe copii în acest sens? Crede-mă că eu cred că principala vocație a Crucii Roșii este de educație și întotdeauna a avut acest segment sau această aplecare către educație. Educația populației, educația pentru igienă, pentru sănătate și trebuie punctat și vreau să punctez faptul și să anunț că în județul Hunedoara, Crucea Roșie, filiala Hunedoara a continuat această tradiție a Crucii Roșii și am demarat un proiect în școli, un proiect de educație pentru sănătate. Acum, ce înțelegem prin lucrul ăsta? Organizația Mondială a Sănătății spune
ce înseamnă sănătatea? Dă o definiție a sănătății. Și spune în felul următor. Sănătatea este o stare de bine la nivel psihic, fizic și social. Și aici, când stai și despici această definiție, îți dai seama că este vorba și de igienă, igienă corporală, igienă a spațiului în care locuiești, este vorba și de sănătate mentală și e un domeniu atât de vast, de la gestionarea emoțiilor, la stima de sine, la bullying, la cum ne gestionăm relațiile și sănătate socială. Cum interacționăm, cum înțelegem să trăim în comunități. Și practic ce înțelegem toate aceste prin violență? Trei elemente au o legătură foarte puternică între ele. Au o legătură foarte puternică atât cu noi, atât unul cu, fără... Da, exact. Atât cu noi, cât și cu mediul în care noi ne desfășurăm. Adică nu poți să spui am o sănătate fizică fără o sănătate mentală sau psihică. Lucrurile astea se întrepătrund și am fost surprinsă să văd. Ne-am întâlnit cu copiii de gimnaziu sau de liceu și am încercat ca aceste informații despre sănătate să le ducem să ne ducem spre ei într-un stil mai relaxat, bazat pe discuții, pe dezbateri, pe întrebări și răspunsuri. Mai puțin pe momentul trebuie să faci așa, ești obligat să, da. Pentru că nu mai prea funcționează. Exact, exact. Și am fost surprinși să vedem cât de deschiși sunt copiii, cât de profund gândesc și cât de mare nevoie au să fie ascultați. Chiar dacă ei cunosc cu siguranță ce ar trebui să facă, sau în linii mari, cel puțin. Știi, când faci un joc de rol sau un joc de întrebări și răspunsuri, îți dai seama că intuitiv noi știm niște lucruri, de la cele mai fragede vârste. Intuitiv le știm. Și atunci când discutăm despre ele și le dezbatem și le punem în față și ne... Îți dau seama că au cunoștințele necesare, doar că uneori probabil nu le aplică. Exact, exact. Sau, uite, apropo despre stima de sine. Stima de sine este un instrument cu care, dacă plecăm de mici în viață, eu cred că avem foarte multe beneficii. Stau și mă întreb, oare România, dacă oamenii din România ar cultiva stima de sine și ar avea stima de sine, am mai fi noi pe primul loc la traficul de carne vie, la, acum mai nou, la videochat, la mame minore, am mai fi, dacă am avea stima de sine și am ști că suntem o valoare? Cumva ne naștem, sau fiecare dintre noi cred că se naște cu această stimă de sine, doar că uneori, din foarte multe motive, ea dispare. Și aici pentru că intervin, nu este probabil... încurajată, nu este căutată, nu este stimulată. Este foarte important să ne vedem toți ca și ființe unice, cu valoare, și cu nevoia de a fi auzit și de a ne dezvolta și de a ne exprima. Chiar dacă suntem atât de diferiți, fiecare dintre noi... Tocmai asta e frumusețea. Exact, doar că ar trebui să vorbim probabil mai mult și despre acceptare. Da, e la pachet și cu toleranța. Cât de deschis ești la minte, cât... Atunci când ești tolerant, nu înseamnă că tu faci un compromis care te vexează. Nu, pur și simplu vezi lumea dintr-o altă perspectivă. Din nou, pune-te și în papucii celuilalt și o să ai și o perspectivă nouă, poate asupra vieții, și o înțelegere mai bună a ta și a celuilalt. Mi-ar plăcea ca într-o altă emisiune să dezvoltăm mai mult acest subiect, pentru plăcea. Că avem foarte multe de discutat și poate că îi și ajutăm pe unii dintre cei care ne urmăresc să treacă și de anumite lângă, situații și delicate din viața lor. Și pe lângă asta, Crucea Roșie dezvoltă un proiect pilot privind primul ajutor psihologic. Este un domeniu foarte important.
Iar pe lângă primul ajutor psihologic, sigur, primul ajutor de bază este atât de important să știm chestiile de bază. 1 din 10 români știe să acorde primul ajutor. 1 din 10. Și nu înseamnă mare lucru să știi să faci un Heimlich, da, atunci acea când ne înnecăm, acea manevră clasică, urmă, simplă, da. Și un masaj cardiac. Sunt atât de multe vieți care pot fi salvate prin aceste două simple metode pe care trebuie să le învățăm. Le putem învăța dacă cerem ajutorul celor de la Crucea Roșie, de exemplu? Noi am făcut asta și în școli și facem în continuare, facem atât la cerere cât și în companii, în societăți. Crucea Roșie este, cred că, singura organizație acreditată la nivel european și mondial pentru furnizarea acestor cursuri de prim ajutor pentru, inclusiv pentru organizație. Adică dacă un control de la Protecția Muncii vine și spune: domne, ți-ai pregătit personalul în domeniul primului ajutor, Crucea Roșie face aceste cursuri și noi desfășurăm genul ăsta de cursuri cu societățile hunedorene. Deci are, Crucea Roșie are această capacitate și are și pârghile de a oferi certificate acreditate european pentru așa ceva. 1 din 10 români ar ști cum să procedeze în astfel de situații. 1 din 10 români știu în acest moment. Deci este foarte puțin. Exact. Și să nu uităm, în școli, spre exemplu, că tot vorbim de acești tineri care poate au anumite cunoștințe în teorie, doar că e mai greu să le aplice, se poate întâmpla oricând ca unul dintre ei să se nece cu mâncare. Dar au fost orice exemple în școli. Au fost exemple. Probabil în școli, nici colegii dintre profesori nu știu cum să reacționeze în astfel de situații. Uite, o să spun că una dintre voluntarele tinere ale Crucii Roșii din Deva a fost prezentă la un bal, acum de curând, înainte de vacanță, și unul dintre colegii ei, colegii care erau acolo, care erau prezenți la bal, s-a înnecat cu mâncare, se poate întâmpla chestiunea asta, și a știut să îi se înneca, se înverzea, se făcea vână de la față. Și a știut să-i aplice Heimlich-ul și să-l salveze. Băiatul a eliminat acel bol alimentar sau acea bucată de aliment care îi obstrucționa căile respiratorii. Care în astfel de situații, oricât de rapid ar fi ambulanța, timpul de așteptare este, poate fi vital până la urmă pentru acea persoană. Un minut de privare a creierului de oxigen înseamnă o distrucție de 10%. Deci, așadar, haideți să învățăm fiecare dintre noi aceste minime, până la urmă, manevre de a acorda primul ajutor celor din jurul nostru. Vă așteptăm să vă alăturați și să învățați lucruri utile alături de noi. Sunt și foarte multe mămici care sunt pentru prima dată mame și bebelușul se neacă cu lapte, cu diferite alimente și apare acea, și este firesc să apară acea panică, doar că nu știu cum să știi că sunt unii care întorc bebelușii, da, cu piciorușele în jos și scutură. E corect? Nu. Deloc, deloc. Oferiți sprijin și acestor tinere mămici? Da, sigur, se învață primul ajutor sau dezobstrucția căilor aeriene se face diferit. Bebelușii față de maturi se manipulează diferit. Deci pot să vă ceară sprijinul. Absolut. Și la sediul Crucii Roșii. Da, sau la telefon sau pe mail. Sunt atâtea forme de comunicare încât e imposibil să nu ne găsim unii pe alții dacă ne dorim. Deci în niciun caz nu se face așa cu bebelușii. Nu îl ținem cu capul în jos, ferească Dumnezeu de așa ceva, deși am mai văzut astfel de situații. Nu te las să pleci până nu discutăm și despre unul dintre, cred că, cele mai apreciate concursuri și cele mai vechi
în România, în județul Hunedoara, acum o să-mi spui tu dacă este sau nu așa, Sanitarii Pricepuți. Un concurs, o competiție care a avut rezultate foarte bune și în județul Hunedoara. Au fost foarte mulți elevi care au participat de-a lungul anilor la această competiție și, sincer, îmi amintesc că și mama mi-a povestit că participa în urmă cu câteva zeci de ani buni, da, la acest concurs. Sanitarii Pricepuți, în ciuda numelui așa un pic de suet, da, este cel mai vechi concurs, are 62 de ani, este cel mai vechi concurs pentru gimnaziu și liceu. Care a rezistat, iată. Care a rezistat, este neîntrerupt și chiar și în pandemie s-a desfășurat acest concurs prin sistem online, în sistem online. Deci, iată, de 62 de ani, elevii de gimnaziu și liceu învață în România cum să acorde primul ajutor, de la metoda Heimlich, masaj cardiac, cum să intervii la o arsură, cum să intervii. Dar cei care participă deja la această competiție se presupune că știu deja toate aceste manevre sau le pot învăța aici în cadrul... Ce înseamnă acest proiect? Înseamnă că cu profesorilor de biologie, orice școală din județul Hunedoara poate să își constituie un echipaj de, pentru a participa la Sanitarii Pricepuți. Exact, și încep pregătire acolo, pentru că profesorii de biologie cunosc aceste manevre. Există și un manual. Avem un manual de educație pentru sănătate și prim ajutor de bază. Mai avem un minut, așa da. Că... Bun, și se pot înscrie în acest concurs, după care se face o etapă județeană în care sunt, și anul acesta am avut mulți, peste 100 de copii implicați. Se face o etapă județeană, atât probă scrisă cât și probă practică, și câștigătorul, cel care este pe locul întâi, într-un an este liceul, într-un an este gimnaziul, participă la faza națională. Este o competiție între ei, deci practic cine reușește să realizeze primul ajutor cel mai bine. Unii mai bine, alții mai puțin bine. Ideea este că învață lucrurile astea. Asta înseamnă că toți sunt câștigători în acest câștigători, concurs, pentru că învață să salveze vieți. Copiii ăștia știu și Heimlich, și prim ajutor, și masaj cardiac, și cum să intervină la o rană, și cum să panseze o rană, și ce să facă atunci când cineva se arde. Și cum se aplică un garou și așa mai departe, că sunt foarte multe astfel de situații. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost alături de noi. Invitație. Pentru că ai adus hunedorenilor informații utile. Iată, puteți să-i sprijiniți pe sinistrații din Galați și Vaslui. Urmăriți și site-ul, cred că și pagina de Facebook, nu, a Crucii Roșii, filiala Hunedoara, acolo găsiți informații necesare. Și Crucea Roșie Română. Bineînțeles, aveți aici pe ecran acum și conturile pe care le-ați văzut pe tot parcursul acestei emisiuni și pe care le găsiți, bineînțeles, și pe Crucea Roșie Română. Putem și pe Facebook ajuta. Și pe www. Da. Sunt toate căile posibile de a putea să faceți aceste donații. Oamenii ajută oameni. Și asta cred că e cel mai important lucru. Vă mulțumesc pentru atenție, doamnelor, domnilor. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!